la tradiționala manifestare organizată în fiecare an la Târgul Internațional Lorist din Novi Sad, cea unul mass media a prepararea ciorbei de pește, echipa telejurnală a redacției noastre a cucerit locul 2 în concurența 24 de echipe anunțate. La întrecerile culinare din acest an, cele mai multe echipe au fost anunțate de Serviciul Public Voivodinian, șapte, dintre care două echipe ale programului în limba română a televiziunii și una a colegilor de la radio. Locul întâi pentru cea mai bună ciorbă de pește a revenit echipei de la Asociația Zgeriștilor din Voivodina.